Autoritățile locale au început procedura de spargere a gheții de pe râul Bistrița. Grupul de suport tehnic alcătuit din reprezentanții instituției prefectului, Inspectoratului pentru situații de urgență Suceava, Serviciului de gospodărire a apelor Suceava, Comitetului local pentru situații de urgență Cârlibaba, a continuat aplicarea măsurilor de contracarare a efectelor riscurilor care se manifestă în zona comunei Cârlibaba pe cursul râului Bistrița. Astfel, în zona unde era formată o aglomerare de ghețuri de aproape 400 de metri lungime pe raza localității Valea Stânei, se lucrează cu ajutorul unor utilaje și se întreține șenalul creat pentru a favoriza scurgerea apelor ieșite din albie. Lucrările se vor desfășura și în următoarele zile până la dislocarea formațiunilor de gheață. De asemenea, în toate zonele de munte, pompierii militari și lucrătorii Serviciului de Gospodărire a Apelor monitorizează în permanență râurile și afluenții aferenți.